După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele acelor ce se încred în El. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se cred în El. Când avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru scump Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă sensul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se încred în El. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se cred în El. Stai o clipă, meditează, sufletul ți înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, vei afla viața astăzi cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se încred în El. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se cred în El.